mult s-a schimbat specificul pacienților care ajung la terapie intensivă acum în valul 5 al pandemiei de coronavirus? Sunt mai mulți tineri? Că nu, din cunoștințele mele, nu avem încă pacienți internați la terapie intensivă, infectați cu noua tulpină. Repet, din ce cunoștințe am eu, este posibil să existe în țară sau în alte centre universitare. Repet, am spus-o și la început, pare că nu se mai ajunge așa ușor către formele grave, către formele ce necesită internarea la terapie intensivă în acest val 5. Nu știm cărui fapt îi se datorează în acest moment. Probabil că peste 2-3 ani în urma studiilor vom putea spune exact dacă trecerea prin boală, dacă vaccinarea sau pur și simplu noua variantă este mult mai ușoară, mai puțin agresivă decât varianta Delta.